Vorbim în continuare, doamnelor și domnilor, despre cele trei zile de sărbătoare de la Târgoviște, de la mine de acasă, Liceul Voievodul Mircea, pe care l-am absolvit, am plinit 100 de ani de existență, iar momentul este marcat, așa cum vă spuneam, trei zile la rând. Și l-am invitat alături de noi pe domnul profesor de informatică Marius Duță, unul dintre foștii mei profesori, ca să discutăm despre cum este sărbătorit centenarul Liceului Voievodul Mircea. Bună dimineața, domnule profesor, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața, Andrei, sărbătoarea doamnelor. Mă bucur pentru invitație. Bună dimineața! Întâi de toate să vorbim despre programul celor trei zile. Ieri a avut loc gala absolvenților. Cum a ieșit? Ce s-a întâmplat? După cum ai văzut, a fost un spectacol frumos la care au participat elevii ai școlii, absolvenți, majoritatea documentelor ce au fost testate de absolvenți noștri. Au fost spectatorii profesorii noștri, foștii profesorii și localnici din Târgoviște. Din centrul orașului. Da, centrul orașului. Ați deschis acest spectacol, domnule profesor, cu piesa Un bun deschide-ne poarta. De ce ați ales această piesă? A fost o încercare de a transmite tinerilor un mesaj frumos pe care generațiile trecute prin vocea lui Taian Andrei Aldean l-au transmis și nouă. Și am încercat să fac o legătură între versurile acestei frumoase melodii și cumva istoricul liceului nostru. Tânăra prințesă avea 20 de ani în poezie, al nostru are 100 de ani, dar sperăm că este la fel de tânăr ca la 20 de ani și are cultoarea un tânăr de 20 de ani. Ce urmează să se întâmple astăzi? Practic, e programată azi festivitatea oficială. Da, astăzi vor sosi în școală invitații noștri, foști profesori, foști absolvenți, oficialități locale. Avem să le prezentăm o expoziție de grafică realizată de domnul profesor Alexandru Coman, România Pictorească se numește. Domnul profesor este pensionar și această ocazie și promovează ultimele dumnealui realizări grafice. Avem expoziții cu realizări din școală și de asemenea le prezentăm invitaților noua față a școlii. Mâine este... Da. Mâine este programată ziua porților deschise la liceu. V-aș întreba absolvenților de clasa 8-a, care încă nu s-au hotărât, încotro să se îndrepte, ce liceu să aleagă, ce le-ați spune? De ce ar trebui să aleagă Liceul Voievodul Mircea? În primul rând să-și urmeze pasiunea. Dacă îți urmezi pasiunea, șansele de a avea realizări în viață, cred că sunt foarte mari și cresc considerabil. Pe de altă parte, liceul nostru, prin specificul lui, fiind un liceu industrial de petrol în vremurile, pe vremea societății mea. pe vremea ta nu prea mai era. Dar avem la școala profesională specializări legate de petrol și foarte interesant este faptul că avem parteneriate cu agenții economici din apropierea Târgoviști sau cu județ, care le oferă burse însemnate, dar și o calificare la locul de muncă și, de cele mai multe ori, aceștia reușesc să se și angajeze. Pe de altă parte, cei care vin la liceul, la învățământul special, au la dispoziție o întreagă gamă de specializări, cu informatică, științe naturii, filologie, științe sociale. Avem o clasă cu sportiv, după cum vedeți, oferta noastră este diversificată. De asemenea, liceul nostru a menținut de-a lungul premii un standard ridicat al pregătirii tinerilor și chiar dacă rezultatele noastre la competițiile naționale nu sunt la nivelul celor obținute pe colegi din Târgoviște,
Foarte mulți absolvenți ai școlii noastre sunt oameni realizați în viață, peste azi meserii onorabile, nu ne gândim neapărat la cele de top, dar și meserii obișnuite. Și dacă ar fi în final, dar foarte pe scurt, v-aș ruga, cea mai frumoasă amintire din cariera dumneavoastră de profesor la Liceul Voievodului Mircea, o carieră care se întinde deja peste 3 decenii. Da. Păi, pe scurt îți spun două. Una, frumoasele țări de ajun de Crăciun, când ne întâlneam la mine acasă și mai cântam cu o chitară, un colin și așa mai departe. Și ne prindea dimineața. Parte, și ne prindea dimineața. Pe de altă parte, sunt foarte frumoase momentele în care te întâlnești pe stradă cu un fost elev și care îți mulțumește pentru că a rămas cu o amintire plăcută despre tine, pentru că ai dat un sfat bun care l-a ajutat în viață și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru prezență. La mulți ani liceului nostru, liceului Voievodul Mircea din Târgoviște, ne vom revedea puțin mai târziu astăzi, pentru că voi veni la Târgoviște să particip și eu la ceremonia de astăzi. Mulțumesc încă o dată domnului profesor de informatică.